Bună ziua, stăm de vorbă cu domnul Victor Negrescu, recent desemnat europarlamentarul anului pentru agenda digitală a Uniunii Europene, membru al Comisiei pentru Buget al Parlamentului European. Domnule Negrescu, România este o țară a extremelor și în privința internetului și a tehnologiei informațiilor, a calculatoarelor. Pe de o parte ne lăudăm cu viteză bună la internet, cu românii care lucrează la Google sau Microsoft, cu olimpicii la informatică sau la matematică, dar pe de altă parte realitatea din țara noastră ne plasează la coada civilizației europene în agenda digitală. Anul trecut 39 asta întrebăm, practic nu intraseră niciodată pe internet, ceea ce înseamnă cel mai mare procentaj din Uniunea Europeană al neutilizării internetului. Spre comparație, ungurii, 22% dintre ei nu folosisele internetul, la cehi procentul este și mai mic, 16%, la slovaci 15%, despre danești ce să mai vorbim, doar 3% nu intraseră pe internet. Deci cum ne explicăm acest grad de înapoiere din România în privința utilizării internetului? Eu n-aș spune că suntem înapoiați în domeniu. Spune că suntem într-adevăr o țară a extremelor. Avem, pe de-o parte, cel mai mare număr de specialiști în domeniul IT din Uniunea Europeană, raportat la populație, peste 60.000, în peste 5.000 de firme în software, și în același timp avem o mare parte a populației care încă nu a avut acces la internet și nu cunoaște cum să folosească internetul și care sunt beneficiile sale. În acest sens, trebuie ca și guvernul să depună eforturi mai mari în a spori accesul și mai ales informarea despre ce înseamnă utilizarea internetului. Știu că în momentul de față sunt o serie de programe care au fost demarate sub auspiciul acestui proiect al agendei digitale, prin care se vor conecta în primă instanță toate școlile din România la internet. Cred că acesta este primul pas, în așa fel încât viitoarea generație să fie pregătită pentru acest lucru. Deci să înțelegem că și acest decalaj e datorat și faptului că o mare parte a populației este îmbătrânită și trăiește în mediul rural. Aproape 50% din populație trăiește în continuare în mediul rural în România, în locații care sunt izolate din punct de vedere al infrastructurii de orice fel, nu numai cea tehnologică, și în urmare acest lucru explică și aceste tipuri de decalaj. Bun, dar acum avem o agendă digitală a Uniunii Europene. Avem o strategie națională pentru agenda digitală făcută de Guvernul României, cât și cum ne ajută aceste strategii? Eu cred că este foarte bine să gândim totul într-un proces de lungă durată, un proces care să facă România competitivă în domeniu. Este clar că România este atractivă. Prin specialiștii săi, prin companiile pe care le-a dezvoltat, este un lider, ar putea spune, în Europa de Est, în domeniul digital. Această strategie, cred eu, că ne poate permite nouă să găsim mijloacele prin care, într-adevăr, să avansăm. Și un proiect pe care eu l-am inițiat și am vorbit despre el, este acela de a crea, după modelul finlandez, a unei comisii în Parlamentul României, o comisie pentru viitor a fost creată în Parlamentul finlandez, a fost condusă de către comisarul Katainen, această comisie în Finlanda, și a permis acelei țări să fie un lider la nivel european în materie de tehnologii. Cred că trebuie să facem acel lucru și în România, pentru că o astfel de comisie, care s-ar referi nu numai la IT, dar ci și la educație, și la tehnologie în sănătate, și alte chestiuni de genul acesta, care ar gândi viitorul României, împreună cu o platformă și un proiect în domeniul agendei digitale, ne va permite nouă să reducem decalajele și să fim competitivi pe termen lung, nu doar acum, când într-adevăr suntem lideri în Estul Europei. Mă rog, comisii și comitete am tot avut în România. Se spune că dacă vrei să îngropi o problemă, faci o comisie. În alte țări nu este așa. Și depinde și cei care vor să se implice în acest domeniu. Eu cred că ideea aceasta de a conștientiza nevoia ca România să se concentreze pe tehnologii este un lucru pe care trebuie să-l facem și trebuie să informăm oamenii și să-i pregătim. Pentru că dacă tot timpul credem că România nu este capabilă să țină pasul cu evoluția, tot timpul vom fi în decalaj. Noi suntem capabili prin resursele umane pe care le avem. Ceea ce spun eu deseori este că principala resursă a României sunt oamenii pe care noi avem. Trebuie să nu-i pierdem, trebuie să-i ținem în țară. Și acest lucru înseamnă să aducem fonduri în domeniul acesta, să sprijinim companiile în domeniu. Eu, înainte să ajung în Parlamentul European, am lucrat în industria de outsourcing, conexată cu industria de IT. În outsourcing în România sunt aproximativ 100.000 de angajați. Ignorăm acest domeniu și, din păcate, această industrie, pe care eu o cunosc foarte bine, are problema în a mai identifica oameni pregătiți să lucreze pentru ei. Caută angajați pe piața forței de muncă din România și nu-i găsesc pentru că nu-i pregătim. De aici avem nevoie de o manieră organizată, poate chiar și o comisie aceasta pentru viitor, cum există în Finlanda, creată de comisarul european în domeniu, da? Actualul comisar european în domeniu, ceea ce reprezintă un model, da? Și pentru noi ar putea să dea un impuls demersurilor de organizare a statului român în materie de tehnologie și agenda digitală. Bun, că vorbeam de extreme, România este națiune lideră a fondului NATO pentru securitatea cibernetică a Ucrainei, în contextul conflictului din această țară. Ce aport poate avea România în această
poziție, având în vedere gradul de înapoiere totuși al țării noastre la majoritatea parametrilor digitale despre care vorbesc statisticile Uniunii Europene? Da, avem încă deficiențe în atingerea tuturor parametrelor stabilite și prin strategia națională pentru agenda digitală. Luptăm la acest lucru, dar ceea ce avem noi este că avem vârfuri. De fapt, asta e o caracteristică și a sistemului educațional românesc. Tot timpul avem vârfuri de elită pe care le susținem. Avem și în acest domeniu. Este clar că România reprezintă, în punct de vedere al securității cibernetice, un lider din punct de vedere al siguranței naționale și un model chiar pentru NATO. De aici și investițiile și susținerea pe care o acordă NATO și partenerii externi României în acest domeniu. Credem și am făcut față unor atacuri cibernetice de mare amploare. A fost la un moment dat acel atac venit din partea Rusiei, împotriva mai multor sisteme de siguranță națională din Europa. România nu a fost afectată și a putut să se protejeze, ceea ce un lucru extraordinar. Deci clar avem oamenii pe care să facă lucrul acesta și există chiar un proiect, nu știu dacă știți despre el, se numește Hackathon. Este un program făcut împreună cu Ambasada Statelor Unite și cu parteneri externi, prin care în fiecare an, practic, Guvernul României caută să identifice oameni care au talente deosebite în acest domeniu, să identifice și să-i atragă către zona curată, zona implicării în sistemul public și cred că trebuie să continuăm în continuare să facem aceste tipuri de demersuri până a identifica vârfurile și le-a direcționa în direcția care trebuie pentru siguranța națională, dar și pentru tot ce înseamnă o bună folosire a internetului. Bine, ziceați că nu am fost afectați de acele atacuri venite probabil din partea Rusiei sau din altă parte, așa cum alți parteneri ai noștri. Când zic Rusia, mă refer la oameni care foloseau infrastructura tehnică de acolo. Exact. Deci România nu a fost într-adevăr afectată așa cum au fost afectate alte state ale Uniunii Europene, mai ales din zona Baltică, dar totuși aceasta se datorează și faptului că noi nu avem infrastructuri digitale naționale, nu avem rețele naționale, acele România practic nu funcționează, nu funcționează la parametrii la care se dorea. Deci, din punctul meu de vedere... Noi nu avem o infrastructură digitalizată de administrație publică. Noi avem o structură sau organizare digitalizată a României și a sistemului și aparatului administrativ. Ceea ce nu avem noi este o interconectare a bazelor de date și a sistemelor de operare din tot sistemul administrativ românesc. Și aici, într-adevăr, trebuie să depunem eforturi mai mari. Eu cred, de exemplu, că acest lucru poate aduce economii importante Guvernului României. Spre exemplu, dacă am face un sistem la nivelul întregii administrații pentru achizițiile pe care le fac administrațiile publice. Nu numai, dincolo de SAP, să facem un sistem prin care, de exemplu, dacă toate administrațiile publice au nevoie de hârtie, tot se introducă în acel sistem nevoia de hârtie, se fac o singură comandă. Da. Acest tip de sistem există în Austria și permite economii importante. Cred că, în general, internetul, tot ce înseamnă chestiunile digitale, permit, dincolo de tehnologizare și costurile pe care le implică inițial, foarte mari reduceri de costuri și eficientizarea cheltuielilor. De aici este important să implementăm cât mai mult tot ce înseamnă aceste evoluții în sistemul public din România.